Târgul Mărțișor în Bucovina este o expoziție cu vânzare organizată de Centrul de Creație din cadrul Centrului Cultural Bucovina. Expoziția va fi deschisă la Casa de Cultură din Suceava până pe 8 martie. Centrul Cultural al Bucovinei organizează, sigur, periodic, de-a lungul anului, cât un târg de mărțișor. Deci sunt prezente aici și împletituri de noiele. Deci toate menite sau prezente în cadrul acestei perioade a anului. De ce facem acest lucru? Pentru a conserva tradiția, pentru a conserva aceste vechi obiceiuri. De la mărțișoare din plastilină, șnururi împletite și bijuterii la turtă dulce, acadele, oale de lut, lumânări parfumate și chiar ouă închistrite, oricare dintre aceste produse poate deveni un cadou de mărțișor. Vânzările, deci este a doua zi, este un început, binișor, deocamdată. Cu ouă tradiționale și sezonul de perioada mărțișorile. Pe lângă ouă tradițional, ne se cere să lucrăm și mărțișoare conform tradiției. Se pare că ideea organizatorilor a prins bine la publicul sucevean care apreciază arta populară. Originale, care sunt făcute de persoana respectivă, așa. Foarte frumoase, dar toate sunt frumoase și din turte dulce și din toate sunt foarte frumoase.